În ultimii 2007, în ultimii 5 ani, am fost mult implicat în bunăstarea animală și am fost într-un proiect Leonardo da Vinci. Pe primul, te rog dacă faci link-ul, la acest site găsim lecții în limba română de bunăstare animală. Este, din câte știu eu, singurul site din România care prezintă în limba română niște lecții despre bunăstare animală gratuit, da? În mod gratuit. Sigur că pentru ca să accesați, trebuie să vă faceți, să mergeți pe Join Us, să vă dați o adresă de e-mail și vi se trimite parola pe adresa de e-mail. În principiu, sunt 3 pachete de cursuri de bunăstare a animalelor de fermă. Unul se numește Bunăstarea animalelor de fermă și societatea, Bunăstarea animalelor de fermă și mediul înconjurător și Bunăstarea animalelor de fermă și economicitatea. Și celălalt program care s-a văzut acolo se numește AWARE, care în limba engleză înseamnă să fii conștient, să fii atent la, și își propune să adune pe toți oamenii interesați în bunăstare animală din toată Europa, nu numai din comunitatea europeană, ci din toată Europa. Și acest program AWARE vine și la Timișoara în 25 mai, când va avea loc o prezentare, și la București în 23 mai. Așa că dacă vă interesează probleme de bunăstare și sunteți din zonă, fie din București, fie din, de lângă Timișoara, sunteți invitați să participați. Nu trebuie să știți limba engleză, pentru că traducerea va fi în cască pentru toată lumea. La Timișoara vine profesorul Pascal Oltenacu de la Oklahoma State University. Este un român care a terminat medicina veterinară la București și predă la Oklahoma State University în Statele Unite, și Ilias Kiriazakis, care prezidă la Edinburgh, la Universitatea din Edinburgh. Toată Europa a fost împărțită în mai multe centre, da? Noi facem parte din centrul Balcanilor de Est, coordonator este Universitatea Tesalii din Thessaloniki. Și de la celălalt, hai să mergem la OEL Animal acum. Mergem pe steagul României. Mai sus un pic. Pe steagul României. Și ar trebui să avem în limba română. Nu, dar ar putea să nu meargă. Du-te la courses. Și aici avem cursurile. Dar unde e primul curs? Mă rog, apasă pe cursul 2. Ar trebui să fie și primul curs. Și aici sunt lecțiile. Dacă facem click pe pe una dintre lecții, dacă faci click pe una dintre lecții, se deschide un fișier PDF cu toată informația. Da? Asta este gratuit, doar că trebuie să vă înscrieți pe site, să primiți o parolă și puteți intra pe site. Pot să vă dau și eu parola mea, dacă vi se pare greu înscrierea pe un site. Deci este gratuit. Ok, cam asta a fost prezentarea mea. Dacă aveți ceva despre întrebări. Mă rog, asta trebuie să avem în vedere atunci când creștem viței. Da. Sunt cele 5 lucruri importante pe care trebuie să le avem în vedere când creștem viței. Putem să discutăm altceva despre creșterea bovinelor. Cum putem intra pe site? N-am înțeles cum putem intra să găsim informația, numai să avem parola. A venit mai târziu. Da, link-ul este www.animal.edu.tr. Da. acuedu.tr. Da, o să vă dăm, nicio problemă. Da? Și ia, dă puțin înapoi, fă logout, te rog. Fă logout.
Da? Dacă am parolă, îmi scriu numele și password-ul. Dacă nu am parolă, intru pe Join Us, da? Și trimit un username pe care vreau să-l folosesc administratorului. Da? Și el îmi trimite pe mail, pe e-mail îmi trimite parola, care este din 6 cifre întotdeauna parola. Da? Și ne logăm. Da, mă rog. Nu e important, vedeți, nicio secțiune nu e obligatorie, dar totuși username-ul este obligatoriu ca să poți intra. Da? Ce, e importantă locația, să o puneți România sau ca să știe, pentru că site-ul este găzduit de o universitate din Turcia, pentru că el a fost coordonatorul acestui proiect. În acest proiect, așa cum ați văzut în dreapta sus tegulețele, au fost 6 țări partenere și toate aceste cursuri sunt în 6 limbi, inclusiv limba maghiară, pentru cei care pot să acceseze limba maghiară mai ușor. Da, în limba maghiară, în limba română, în limba slovacă, în limba bulgară, în limba greacă, în limba turcă. Am uitat pe cineva? Nu. Da? În dreapta sus și în limba engleză, bineînțeles, pentru că limba engleză a fost limba în care s-au scris cursurile inițial și apoi fiecare țară a tradus cursul. Există acolo și niște prezentări de la conferințele la care am fost, nu, și așa mai departe.